A suna policiju što sta. Dungle, a sunala Hilme? Da, dungle. Da. Jesmo li dispečiste vrba? Mam še problema. Un om numit Orwell mi-a violat aseară doi prieteni, doi colegi de la FBI și aș vrea să fie ucis. I-a violat? Da. Despre cine este vorba? Îl cheamă Orbu și numărul din buletin este 4. Orbu îl cheamă. Stați un pic să-l caut eu în GPS, stați un pic să mă conectez pe telefon. Îl cheamă Orbu, zice. Bă, dar nu-l găsesc pe Orbu ăsta, frate. Voi îl vedeți pe aici? Domnul, stați așa, că nu-l găsesc, domnul, niciun Orbu în oraș, domnule. Orgu, m-a zis. Domnul, cum ai zis că îl cheamă? Orbu? Da. Păi mai putea el să violeze dacă era orb. Dar nu-l găsesc, domnule, nu-l găsesc în oraș, domnule, că mă uit pe lista aici, la primărie, pe... Este cumva ascuns sau ceva? Este plecat din oraș? Stai puțin, acum vorbesc cu... Dar ce număr are la primărie acolo? Ce număr a zis că are? 4. 4 are. O, l-am găsit, domnule, stați așa. Așa am auzit că porecla lui este orbă. Gata, domnule, l-am găsit. Gata, măi, l-am găsit, băieți. Mulțumesc frumos. Bă, am băieții de elită acolo în chat, frate, ia, văd tot. Gata, domnule, să știți că vă costă 100.000 de dolari, domnule. Aoleu, stați că n-am bani la mine. Dați-mi cât aveți, dați-mi cât aveți, domnul, stați, nu vă speriați, dați-mi cât am aveți. Am doar 7.000, vă dau. 7.000, aia sunt, bun și aia. Că după aia, restul mi-i transferați online. Rămâneți aici, revine 5 secunde. Nu, că mi-i transferați online. Ok. Pericol, numele de la Luț, de la... Vă place mașina mea? Ia uzi. Rip live. De ce rip live, mă? Salut, Pericol, scuze că am intrat așa târziu. Băi, Darius, nu e nicio problemă, măi, Darius. Fiecare poate să intre când poate. Și... Poate să intre cât poate. Intră când poate. Și ce voiam să zic? Dacă nu poți să intri, să te uiți mâine, dacă pierzi live-ul, la un moment dat poate scot un episod drăguț sau vreo fază interesantă din el și o vezi pe aia. Deci, poate nu pierzi nimic, am înțelegi? Te iubesc mult, tale, vreau să fiu împreună, să ne plimbăm prin parc, ia uzi. Bă, stai sus aici, mă, ești nebun la cap? În cimitir, mă, nebunul. What the fuck, mă, e în cimitir, ești nebun la cap? O las mașina aici, păi. E în cimitir, mă, aici, băiți, undeva. Hai să mergem să-l căutăm. Pecos, spamează mașina aia rapidă, albă, te rog. Spamez de vreo 10 minute. O să o spamez, noc, dar nu acum, o să o spamez. Acum am o misiune de făcut și am venit la cimitir, frate. M-a adus la cimitir această misiune. Îmi place să umblu pe aici, prin cimitir. Oh, nu mă, am crezut că ești o fantomă. Salut, Perco, dacă ne întâlnim, pitești, îți dau o bere. Codruț, mulțumesc frumos. Băi, Darky a zis că m-a văzut. Darky e moderator aici, nu știam că e din Pitești. Poate mi-a spus, dar îmi cer scuze, Darky, dacă mai ești pe aici. Nu știam că e din Pitești. Și mi-a spus că m-a văzut în Pitești. Într-adevăr, chiar m-a văzut, că mi-a zis cum eram îmbrăcat. Am fost ieri în oraș și am dus un ceas să-mi schimbe bateria. Tot eram cu ceva treabă în oraș și oricum am birou în centru acolo. Dar am fost ieri, am avut un pic de treabă, pe la ora 5 și ceva, cred că era ceasul. Băi, nu mai vorbiți urmă, băieți.
Aici la mine pe chat nu se vorbește urât despre nimeni, înțelegeți? Cine vorbește urât primește bloc instant și blocurile scot după 3 luni de zile. Eu zic că nu e frumos să vorbim urât, înțelegeți? Moderatorii mei, nu, abonații mei nu vorbesc urât, abonații mei sunt frumoși, sunt... Ia uite, bă, ia uitați-l, mă, ăsta e, mă, frate. Dar ce face aici, coi? Ce e cu el aici? Și a zis că vine Tiesto și cumpără jumătate. Stai, mă, bă, acum m-am venit. Asta l-am un sound de bun, bă. Și ăsta, mă, să pună muzică. Cine e acum la butoane? Ăsta, mă, un sound. Na, n-am auzit de el. De Tiesto am auzit, da. Domnul, dar cine v-a adus aici, domnul? Mutu și surdu. Și dumneavoastră cine sunteți? Orbu. Dar tu cine ești? Eu sunt Cheliosu, domnule. Tu ești Cheliosu? Da. Sunt și Șchiop și Cocoșa, domnule. Stai să te ating. O, oh, da, ești Chelios? Mm. Am înțeles. Domnule, dar cine v-a adus? Și? Ai venit și tu la petrecere? Da, domnule, am văzut că e petrecere mare aici și am venit și eu. Eu nu prea găsesc barul, domnul. Știți ce voiam să vă întreb? Dacă cumva vă plac băieții? Nu, domne. Cum să-mi plac? Mie îmi plac femeile, domnule. I-am și nevastă, domnule. Eu așa am auzit de la un băiat, căci că ați fi pus mâna pe doi puștean de ăștia tineri și ați fi umblat la, ați fi umblat la ei. Când, domne? Când? Aseară, cred. Al dracu, Mutu, a zis că m-a dus la curve. Și erau bărbați. Ce-am făcut, domne? Pe cine? Ce-am făcut, domne? Și, domne, mă arestați acum? Erau minori? Nu, erau, domne, erau polițiști. Hai te capul meu, domne. Îl omor pe Mutu. Dar dumneavoastră sunteți vreun... Aveți relații, ceva, sunteți cu mafia? Păi ce ochiare ești nebun la cap? Cu ce mafie, domnul? Păi de unde ați avut dumneavoastră acces să vărați, să vărați viezurile la ambuscadă la polițiști acolo? Nu știu, domnul, m-a dus surdul și Mutu a zis că mergem în club să bem. Și mi-au zis că am agățat două gagici frumoase, am zis că le dau câte un milion acolo să mergem la hotel. Mi s-a părut că e puțin frig acolo. Dar acum îmi spuneți dumneavoastră că am făcut ceva cu niște băieței. Și de ce sunteți în... Mă omoară nevasta mea. De ce sunteți în kilos, domnule? În boxeri. Ce ai, domne? Eu sunt Orbu și tu ești Chioru. Nu vezi că am pantalon de in? Așa mi-a spus nevasta mea, că am simțit materialul. Păi puneți mâna pe picioare să vedeți că nu prea aveți nimic. Sunt pantalon scurs, domnul, nu vezi? Sunt boxer, domnule.
A, dracu curvă, iar m-am îmbrăcat în chiloți. Și nici pantofi nu aveți în picioare, domnule, sunteți în ciorapi. De la brâu în sus arătați ca un adevărat domn. Dar dacă mă uit în jos, e pericol. N-am știut, domne. A zis că mi-a cumpărat pantofi din aia, din pânză, să nu simt că să-mi fie cald. Ai de capul meu, mă doare capul, ce mi-a făcut mutul, mă. Domnule, veniți cu mine, domnule. Mă puteți... Cum să vă iau mă ține pe și pe mine cu... de mână, domnul? De mână? Cum vreți dumneavoastră, domnul? Stați că vă pun eu și vă iau în spate, domnule, că altfel n-am cum ca să mergem repede. Bine, domnul, bine, bine, bine. Dar promis că nu mă puți, nu? Nu, domnule, eu n-am treabă cu astea. Domnule, vreți o mașină pe gratis? Vă duc eu, domnule, la de ăsta, domnule. Vă duc acum, stați liniștit. Mulțumesc, domnule. Unde mă duci, mă, la nevastă mea? Nu, domnule, vă duc la concert, la Tiesto. Ah, bine, domnul, mersi mult de tot. Credeam că mă duci la nevastă mea, că mă bate aia. Nu, domnule, nu. Bă, pe unde am trecut noi atunci? Aici, mă, aici. Vreau să fac o chestie interesantă cu el, băieți. Stați liniștiți, domnule, că acum ajungem. Sigur că da. Dacă vreți, putem să mergem și la pește. Aș avea un chef de un pește, dacă tot suntem aici la mare. Unde la mare, domnule? Păi simt briza, domnul. Ce briză, domnule, că suntem în oraș. Poate am tras eu vreun vânt sau ceva. Ah. Credeam că suntem la pește, domnul, că mirosea un pic dubios. Prietenii dumneavoastră v-au lăsat în cimitir, domnule. Era un cimitir acolo unde v-am găsit. Asta, domnul, cam eu, act de cojocolor. V-au suit pe un mormânt ce acolo. Ce mi-au făcut? Dar nu știu de unde cânta muzica. Era muzică, cred că dintr-un club ceva. N-am auzit popa mai devreme, dar cred că a lăsat castofonul deschis. Și eu... Dacă mă gândesc la ce spui că e cimitir, cred că a fost vreo mormântare, domnul. Nu mai pot, omule bun. Stați liniște, domn, că vă duc eu la Tiesto acum. Fiți atenți, băieți, ce facem. Am băgat aici în mașină că el, cum îi zice? El nu vede oricum. Bă, dar pe unde am trecut eu? Pe partea aia, pe acolo, pe acolo. Sau pe... Ce contează, domnule, acolo? Mă pregătesc pentru Tiesto, domnul, că poate agățăm și noi ceva fetițe pe acolo. Cred că iar umblați la polițiști în spate. Nu, domnule, nu umblu. Putem pe acolo, pe jos, noi să mergem. A, dar tot pe aici e poate. Ce drum urât au aici, domnule ăștia. Bă, dar n-am venit bine, mă. La Antold așa se spune, că sunt drumurile astea de țară, că nu au ăștia banii, dracu, să plătească. O, am ajuns să dăm la pește, că simt cum mă lovește briza acum. Și aud valurile, domnul. Ați așa auzit valurile? Da, domnul, domn. Ai lansetă sau îți dau eu? Nu, domnule. Mulțumesc că mă dură un pic mâinile la spate, domnule. Domnule, puteți să mergeți aici, în față, pe scenă. E mai în față. Puteți să mergeți. Da? Da, da. Hai, mersi mult. Hai că te aștept.
Mamă, ce păcătos sunt, bă, ce am făcut unui om or, bă, băiete. Mamă. A fost super tare asta, frate, super tare a fost. Faza asta merită să-i facem un video, băieți. A fost super tare, apăsați și voi butonul ăla de like acolo, mulțumim. Mama, a fost super Caterinca. XD. Ai de capul meu. Tudor, salut, măi, Tudor.